Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am regăsit! Emisiunea de autor, Noi despre noi, revine pe micile ecrane după o mică vacanță de iarnă. Revine într-o zi deosebită, ziua în care îl omagiem pe Mihai Eminescu, emblema culturii noastre naționale și mare, mare poet al limbii noastre. Iar fiecare dintre noi este obligat să păstreze magia cuvântului eminescian, pentru că orice vorbă scrisă și apoi rostită are o influență vibratorie și se cunosc mii de vindecări care au fost realizate prin folosirea cuvântului. Eminescu așternea cuvintele pe foaie într-o manieră unică. Dragii mei telespectatori, să avem un an productiv și pozitiv, să luăm decizii corecte și gândite la rece. Asta ne va marca cu siguranță următorii 4 ani. Să fiți sănătoși și să aveți grijă de copiii dumneavoastră, pentru că ei sunt prezentul și viitorul nostru. Astăzi vom vorbi despre ei, despre copiii noștri în emisiune, despre deciziile luate de către statul nostru în favoarea sau în defavoarea sănătății copiilor noștri. Astăzi vom vorbi despre obligativitatea vaccinării în Republica Moldova, despre neinstituționalizarea copiilor nevaccinați, despre calitatea vaccinurilor și cine verifică această calitate la noi în Republica Moldova, despre prospectele vaccinurilor și dacă suntem pregătiți să le citim sau știm ce se scrie în aceste prospecte, despre reacțiile adverse post-vaccin și tipurile acestor reacții și despre bolile cauzate de vaccinuri, părerile mămicilor. În premieră vom avea două mămici în legătură telefonică care au copii acasă cu reacții adverse și boli cauzate de vaccin. Și până a vă prezenta invitații din studio, pentru că un invitat încă se află pe drum și va întârzia, vreau, vă rog frumos, să ascultăm regia să ne pună pe post o părere a unui coleg medic din România care nu se mai teme să spună lucrurilor pe nume și își exprimă dezacordul față de obligativitatea vaccinării în România. E bine să auzim ceea ce spune și după aceea vă prezint invitații din această seară. Pentru că noi toți ca medici am intrat în această profesie din vocația de a ajuta oamenii și de a scădea pe cât posibil suferința, afirm că breasla medicală e formată din oameni inteligenți și foarte binevoitori. În ceea ce privește legea vaccinării, în principiu, ideea de vaccinare este bună, ea a început cu intenții bune acum mult timp în urmă, însă, din păcate, de-a lungul timpului s-a constatat că vaccinurile au foarte multe efecte adverse, majoritatea nebănuite, greu de prezis dinainte. Și atunci am ajuns în epoca actuală în care putem spune că există o patologie separată creată de vaccinurile însele. Și atunci, noi ca medici, care am depus jurământul lui Hipocrat, care spune primum non nocere, suntem puși prin această lege a vaccinării obligatorii într-o situație de conflict cu jurământul lui Hipocrat pe care l-am depus și cu numeroase articole din codul de deontologie medicală. În afară de acest lucru, în legea vaccinării, în forma în care este ea acum, există un articol care interzice medicilor să vehiculeze informații părtinitoare, de fapt se referă la interzice medicilor să vorbească despre efectele adverse post-vaccinale. În schimb, există un alt articol care spune că societățile comerciale producătoare de vaccinuri au dreptul să organizeze campanii publice de informare a populației singure sau în colaborare cu Ministerul Sănătății. În condițiile în care societățile comerciale producătoare de vaccinuri, ele însele produc un prospect în care sunt enumerate efectele adverse post-vaccinale, dar ele au dreptul să realizeze campanii de informare publică numai despre efectele benefice ale vaccinurilor. Sigur, noi înțelegem, ele sunt societăți comerciale care au ca principiu profitul, dar noi suntem medici care am făcut jurământul lui Hipocrat. Deci eu am cerut și poziția mea este ca vaccinarea, chiar dacă este bună, să nu devină obligatorie, pentru că nu avem niciun mijloc să prezicem ce persoană va fi afectată de vaccinuri și ce persoană nu va fi afectată de vaccinuri. În sprijinul ideii de reacții adverse grave post-vaccinale sunt acum nenumărate studii care arată
că una din problemele cele mai grave este contaminarea biologică a vaccinurilor. Virusurile vaccinale sunt cultivate de obicei pe culturi de țesut, de celule animale și mai nou pe culturi de celule fetale din embrion uman avortat. Problema este că virusul are o structură genetică foarte simplă, un lanț de ADN sau de ARN și este prin natura lui un parazit, trăiește pe seama țesutului de cultură. În momentul în care el este cultivat, are capacitatea de a prelua ADN din țesutul de cultură pe care îl include în propriul lanț de ADN și apoi îl transmite în sângele persoanei vaccinate printr-un mecanism asemănător cu calul troian. Și astfel ajung în sângele oamenilor fragmente de ADN străin de la animale sau, în cazul în care sunt folosite celule fetale, de la alte persoane, de la embrionul respectiv. Acestea, din păcate, declanșează o reacție de autoimunitate în corp, care se poate manifesta la orice nivel, la nivelul oricărui organ, deci pot declanșa practic orice tip de patologie și este un efect cu bătaie lungă, cum s-ar spune. Efectul poate să dureze ani de zile sau poate să apară după câțiva ani de la vaccinare, în momentul în care persoana are imunitatea scăzută din diferite motive. Am revenit în studio și, cum v-am promis, vă prezint invitații din această seară, pentru că astăzi vom discuta la tema vaccinurile și deciziile luate de către stat în favoarea sau în defavoarea sănătății copiilor noștri. Și tema care o veți vedea jos pe ecran va fi luptă pentru viața copiilor tăi. Și eu consider că este necesar ca fiecare mămică să lupte pentru sănătatea și viața copilului său și să nu ne mai ascundem după deget și să încercăm să spunem lucrurilor pe nume, pentru că doar așa vom avea copii sănătoși și vom avea un prezent și un viitor în Republica Moldova sănătos. Da, bună seara, dragii mei invitați. Primul din stânga, Dinari Cojocaru, medic, doctorant, tata a trei copii. Bună seara și vă mulțumesc că ați acceptat să discutăm la această temă. Bună seara! Mă bucur și la noi în Republica Moldova sunt medici care vorbesc deschis și sunt în susținerea acelor mămici care ezită să spună niște lucruri și acum sunt bucuroasă că mămicile nu vor mai fi cu frica aceea în suflet și, cum am zis și telespectatorilor până la a vă anunța prezența, că avem în premieră două mămici care au vorbit astăzi despre reacțiile adverse ale vaccinurilor și vom vedea, este adevărat sau nu, din cauza vaccinurilor sau nu din cauza vaccinurilor, ceea ce se întâmplă. Vă mulțumesc pentru că sunteți alături de aceste mămici, domnul Cojocaru. Și lângă domnul Cojocaru avem pe Valentina Boghiu, mama doi copii, inginer proiectant. Bună seara. Bună și seara. Vă mulțumesc. Dumneavoastră veniți din Orhei. Da. Exact. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați hotărât să ieșiți din anonimat, pentru că mămicile, din păcate, ne cer ca să nu le spunem numele, dar eu sunt sigură că de azi înainte și din momentul în care domnul Nagacevski Fadei a decis să susțină acele mămici care nu au fost acceptați copiii lor să fie instituționalizați, sunt sigură că mai multe mămici vor ieși din anonimat. Domnul Cojocaru, ceea ce a vorbit doamna medic Anca Nițulescu, doctor în medicină, medică ORL, la noi, Republica Moldova, cum se privește din partea medicilor această atitudine față de obligativitatea vaccinării? Deci dacă să vorbim la nivel instituțional și anume instituțiile care sunt legate la direct de către minister, desigur este, spunem așa, o barieră prin care medicii nu se pot expune, deoarece ulterior vor fi pedepsiți pentru oricare măsură administrativă. Dacă vorbim despre medicii de la sectorul privat, o bună parte din ei o să accepte că nu toți copiii trebuie vaccinați. Din mai multe considerente. Asta pot fi niște consecințe postnatale, asta pot fi o imunitate mai slabă, asta pot fi o patologie concomitentă. Dacă vorbim despre iarăși sectorul privat care anume promovează vaccinarea și noi avem un șir de instituții private care vaccinează cu vaccinuri importate, la care au o licență oricare, desigur, ei vor promova vaccinarea. Însă, dacă să spun din partea practică, toate aceste trei segmente care vă le spun,
sunt niște discuții în privat, toți din ei o să accepte că nu de fiecare dată vaccinul trebuie administrat, tot o să spui că sunt oarecare consecințe. Uh-huh. Iar dar deja dacă dezvăluim întrebarea, de exemplu, sectorul privat niciodată nu pune doza de finală care este recomandată, spune o doză mai mică. Da. Dacă vorbim da, deoarece toți se tem despre responsabilitate. Deci, chestia asta, doza mai mică decât doza, ce înseamnă asta? Deci, dacă se prevede de a pune 3 picături la un copil, se dau numai 2. Dacă se pune de a pune 10 unități, se pun numai 5-7 unități. Fiecare și efectul medic rămâne același sau se diminuează? Efectul este, hai să spunem, până în final, efectul este același, însă instaurarea lui este puțin mai lentă, dar totodată medicul care pune se protejează. Deoarece individual acest acțiune. Asta face fiecare individual, asta nu toți medici. Asta vă spun, sunt discuții în privat, deoarece fiecare sistemi. Ulterior, răspunderea o duce în caz de o consecință oricare medic care a administrat. Nu duce ministrul sănătății care promovează și, hai să spunem, dacă deschidem paranteze, la noi a fost numită de zonă de epidemie în Republica Moldova și hai să vaccinăm toți copiii. Epidemia are o anumită definiție și după un anumit calcul de patologii care sunt deja depistate, se pune la noi, din păcate, noi încurcăm partea medicală, partea de business, unde cineva vrea să promoveze un preparat. Păi, dar cum atunci, cum a spus și doamna medic Nițulescu, ce se întâmplă cu acel jurământ al lui Hipocrate când trebuie să faci bine pacientului? Și deontologie medicală, aici, de ce pe după ușă ți se spune că vaccinul nu prea este bun și nu trebuie să mergi la privat? Se mai spune nu vaccina până la un an de zile, dar toate după ușă, nu direct, nu oficial. Mai repet încă o dată, este partea administrativă care ulterior poate sancționa pe cineva. Este același jurământ pe care l-a dat fiecare coleg de-al meu care nu dă una. Din moment în care un medic este sensibilizat că, uite, la o rudă, la un pacient care a fost iarăși meditizat sau auzit printr-o alt coleg că în urmă la o vaccină a avut de suferit cu anumite patologii, dacă vom vorbi ulterior, voi spune câteva cazuri, ceva da, vorbim neapărat mai aproape și de familia mea chiar, ei toți trebuie să se protejeze, deoarece medicina nu este un capitol fix, bine determinat ca și geometria sau matematica. În medicină sunt variante diferite de evoluționare a același lucru benefic pe care până în final noi vrem să-l facem. De la caz la caz el poate fi discutat. Da, și vreau și pentru telespectatorii noștri și noi aici să subliniem cu fir roșu că emisiunea de astăzi nu este pentru a promova nevaccinarea. Noi suntem pentru vaccinare, dar în cazul în care vaccinul aduce beneficiu acelui organism al copilului și în cazul în care acest vaccin este testat, este verificat și știm cu siguranță că odată dacă a avut o reacție post-vaccin un copil, acest copil va fi luat sub tutela statului și va fi cercetat cazul ca să nu apară acele situații când valul de oameni neîncrezuți în faptul că poate să-și ducă copilul la vaccinare crește, corect eu mă exprim, el crește în Republica dacă Moldova și nu trebuie să ne ascundem acum după deget. Dacă să vorbim despre cazul anume din Republica Moldova, despre vaccin, indiscutabil, vaccinul este un lucru care trebuie făcut la timp, dar trebuie la capitolul obligare trebuie de discutat de multe ori, deoarece nu pe fiecare poți obliga și nu de fiecare dată este necesar, una la moment. În diferite state este procentaj. De exemplu, dacă la noi intră în contradictoriu, de exemplu, s-a început problema că copiii nevaccinați nu li se permitea de a se duce în instituții de învățământ, ce contravine legislației. Ce s-a întâmplat la sfârșitul anului. În mai multe state au trecut prin asemenea, spunem, probleme în care s-a ajuns la un numitor comun că un procent anumit din copiii din instituții pot fi vaccinați din anumite consecințe, inclusiv și cele religioase. Nu știu de ce partea religioasă de multe ori se ia mai presus decât simțul mamei, care de fiecare dată, chiar și un medic, pediatru, o să vă spui că dacă mama i-a sugerat medicului
anumite nuanțe, medicul o să ia cont de ele. Dar și cei ce simte mamă care stă de zi 24 de zi cu copilul, de ore, da, 24. Lucrurile trebuie... Și trebuie să fie calculat. Monitorizat acest copil, trebuie să se dea analizele de rigoare, da. să vezi ce probleme are acest copil, ce ADN să transmiți de la mamă, tată, toate lucrurile astea se fac. Vaccinul trebuie să fie, dar trebuie să fie un vaccin calitativ, vaccinul trebuie să fie, dar un vaccin care se pune în baza unor, spunem așa, indicații atât medicale cât și omenești, dacă vreți, spunem așa, până la final. Și iarăși vaccinul trebuie să fie, dar nu trebuie să intri contradictoriu cu legislații din Republica Moldova, ce își spune învățământ, ce își spune accesul liber, ce își spune drepturile chiar și a omului. Revenim un pic la situația copiilor care nu au fost instituționalizați. Vreau să vorbesc cu doamna Valentina Boghiu. Dumneavoastră sunteți mama a doi copii, dintre care unul este cu reacție, cu boală post-vaccin, vaccinare, corect eu spun. Exact. Ne povestiți câteva cuvinte și ne spuneți prin ce instanțe ați mers, cum ați reușit să demonstrați acest lucru și care au fost răspunsurile din instanță. Copilul meu s-a născut prematur de gradul 3. Acest copil, am avut un pic de complicație la naștere, dar cu toate acestea s-a dezvoltat total normal față de copii de vârsta lui. Și chiar întrebarea în mea, mă scuzați că vă întrerup. La maternitate ați primit vaccinul? Da, exact. A doua zi ați primit, la naștere? A doua zi la fel la ați fost vaccinați? Eram în secție V-au întrebat? Nu. Din câte țin minte eu, pentru că eram în stare gravă. Deci asta tot e o problemă, domnul Cojocaru. Că copilul noi nu s-a născut prematur cu greutatea de 1,550 kg de grame, din câte cunosc. Eu copiii prematuri nu se permite să fie vaccinați mai ales la așa greutate. Noi avem vaccinul. Continuați. Din prima zi când ne-am născut. Și apoi, sunt niște detalii care trebuie stipulate ca toate mămicile să le da. Apoi copilul, normal că am fost transferat din secția de reanimare în secția de prematuri, unde am avut grijă de el, adică să adauge în greutate. Copil foarte greu adăugat în greutate. Am stat undeva o lună și o săptămână în spital. La externarea din spital, în ziua aceea, am fost iarăși vaccinați. Adică atunci deja am dat acordul, pentru că mi s-a spus că, uitați-vă că sunteți în grupa de risc, ar fi bine mergeți acasă, plecați acasă să fiți vaccinați. Fără după ca aceasta... să vă întrebe ce analize sunt, cum, nu, este bine, analize, nu este bine. Da, deci exact. În dialog nu s-a produs. Nu s-a produs această așa informație. N-am fost informată ca bine. Părinte, că uitați-vă, poți fi reacții post-vaccinat. Cu tare. Doar mi s-a spus că trebuie și da, ca orice părinte. Erau bune? Analiza de sânge, da, care analizele generale, care nu ce le facem. Ce notă a avut copilul la naștere? Dacă nu greșesc, scorul Apgar 6, 5 pe 6. Aha. Deci deja era situația după aceasta, după dificil. Ce am venit acasă, copilul foarte mult timp, deja cred că de 3 ani și ceva, a plâns în continuu, în fiecare zi. Adică cel mai des aceasta se manifesta seara, noaptea. Adică se trezea, nu dormea, avea insomnii foarte, o perioadă foarte îndelungată, am avut insomnii. Plus că plânsetul acesta, anormal, deja la vârsta de 3 ani și jumătate, medicul de fapt de familie a insistat să-l vaccinăm la 2 ani. Mm-hmm. Eu am mers deci, medicul dumneavoastră de familie, fostul meu medic de familie, că care să amânați un pic? Nu, fostul meu medic de familie a insistat vaccinarea la vârsta de 2 ani. Eu am fost aceea care am refuzat. Și totuși am zis că să mai un pic să mai lăsăm din timp să treacă copilul, să mai crească, să prindă un pic la imunitate și apoi să-l vaccinăm. Dar și am mers și la specialiști în Chișinău care am zis, într-adevăr, uitați-vă, doamna Valentina, mai lăsăm timp un pic să treacă copilul, într-adevăr, nu este o grabă pentru vaccinare. Cu toate că medicul de familie, fostul, să precizez, medic de familie, a insistat vaccinarea de fiecare dată. Sora medicală, la fel, mă telefonau. Și de câte ori mergeam la o consultație, îmi spuneau, uitați-vă, trebuie copilul vaccinat și atât, că de fiecare dată când se fac în instituția noastră medicală, se fac adunările acestea care se fac în toată dimineața, se spune că familia dumneavoastră mereu este pusă sub semnul întrebării. De ce nu vaccinați? De ce nu vaccinați copilul? Și atunci am spus la sora dar medicală... Dar nu se pune în discuție iarăși starea copilului, nu, de ce nu, poate nu vreți să vaccinați? Deci obligatoriu și atât, nu se discută. Da, exact. În cartela medicală care o am, dacă o prezint, se văd toate investigațiile pe care le-am făcut la specialiști care am fost în Chișinău, inclusiv adică din contul propriu. Adică am dorit într-adevăr cu acest copil să fie la un nivel
cu ceilalți copii de vârsta lui. Și într-adevăr, aceasta am obținut și am reușit. Dar la vârsta de 3 ani și jumătate, când medicul de familie mi-a zis că totuși ar trebui să-l vaccinăm, uite, îi facem o programă specială de vaccinare, am mers și l-am vaccinat. Ceea ce am observat după prima doză de vaccin, că copilul vaccinul a făcut ce fel de vaccin a fost? Difterie, tusă convulsivă și hepatita B. Uh-huh. A făcut o reacție pe față, anume o reacție alergică foarte puternică pe față, că din întâmplare sau a fost așa, cred că să fie. Am făcut și o poză, exact, era, vineau sărbătorile și am făcut o poză cu fetița și toată fața, iată, chiar și obrajii, barba, absolut totul roșii, foarte așa, o culoare. Medicul ce a spus atunci? Că este normal? Că este alimentație ceva, de la alimentație. De la alimentație. Da, și această reacție s-a produs undeva în decurs de 20 de zile, nu mai târziu. Uh-huh. Adică chiar în perioada în prospectul după... vaccinului, dumneavoastră ca mămică, ați citit prospectul? Da, nu, nimeni nu ni se acordă prospectul. Dacă dorim prospectul, trebuie să scriem o cerere la instituția dată, la directorul sau directorul adjunct, ca să ni se dea prospectul. Facem aici o pauză la tot ce aici neclarități pe care prospectul are voie mămica să-l citească. Ba mai mult ca atât, conform legislației din Republica Moldova, orice medicament care se prescrie pacientului, el trebuie să fie însoțit de aceeași instrucțiuni unde sunt stipulate toate cele ce este preparat. Conform regulilor internaționale, chiar dacă, să spunem, la un pacient a fost, am spun ceva, să fac haz din haz, se mișcă urechea după acest preparat, această consecința acestui preparat ei trebuie indicată, necătând la faptul că din 100 de mii de persoane la o singură persoană s-a manifestat. Însă, din motiv că la noi, dacă știți, chiar m-am implicat pur și simplu cu vaccinul, la noi la o cutiuță de, mi se pare că 10 doze, stă un singur exemplar de indicațiile și contraindicația preparatului. Eu am făcut rost de el, cândva chiar l-am dat la domnul Năgăcesc, el l-a publicat ulterior cu colegii mei. Nu este corect. Mama trebuie să fie informată până la 16-18 ani, răspunderea totalmente despre starea copilului și ce face. Eu am aici, domnul Năgăcesc, un prospect de la un vaccin. Ia uitați-vă ce e de Măricel. Asta nu este de la noi din Republica Moldova, nu? Da, la nu privat, este. La ceva. Nu, la privat, da. Pentru că am fost orientată de către medicul de familie ca să nu fac la spital, dar să merg undeva la privat, pentru că calitatea acestuia nu este chiar așa de bună și la privat sunt mai bune. Și citind aici, m-am înspăimântat câte reacții adverse. Deci eu am citit și mi-am asumat riscul, să înțeleg, da? După ce vedem aici toate reacțiile. Indiscutabil. Hai să spunem așa, dumneavoastră când vă procurați un televizor, un obiect de uz casnic, de fiecare dată vă se face cunoștință, ba mai mult ca atât, vă informează cum, ce, cât timp, care este garanție, care sunt riscurile dumneavoastră în caz că îl procurați. În cazul când vaccinul se administrează, nu știu de ce, poate este o lacună în medicină, eu fac parte din medicina din Republica Moldova, posibil și sunt ferm convins că asta nu este în toate instituții, sunt instituții unde informează mămica, este, spunem așa, se dă un timp de răgaz, însă parte de obligare care am observat în ultimul timp, este o tactică incorrectă, ba mai mult ca atât. Fuga aceasta după indicii de performanță pe care trebuie să-l dea medicul de familie, în care intră și vaccinul, din păcate duce la așa niște cazuri neplăcute. Neplăcute, care fel? Dacă doamna nouă ne spune despre cazul că copilul din maternitate deja avea un scor Apgar 5-6, eu am niște cazuri, dintre care unul familiar, unde s-au născut un duplex, ambii sănătoși, însă după administrarea vaccinului, părinții au observat îndată la unul din copii niște schimbări bruște, atât de privire, de comportament. Dacă nu mă înșel, 5-6 ani în urmă, sau poate chiar puțin mai mult, compania Glaxo, care deja pe piață la noi nu este, a avut un caz undeva în Europa unde medicii au demonstrat că în cazul acela era vorba de autism. Autismul a parvenit după administrarea
acestui vaccin. Vă dați seama că acesta este un business, practic aș spune că a doilea de pe glob, businessul cu medicamente după petrol, în care s-au implicat forțe destul de mari pentru a anihila această reacție a societății. Însă, din păcate, pentru companie farmaceutice, n-au putut-o stopa. S-a început o reacție în masă și companie a achitat niște sume enorme acestei familii. Credeți-mă că asemenea cazuri, dacă ar lucra și legislația în Republica Moldova, noi am auzit foarte des de ele. Păi, noi ne dorim societatea și mămicile care au reacții copiii după vaccin, post-vaccin, își doresc ca să fie auzite de către stat, să fie susținute în situația în care sau să fie evaluat atât de corect cazul ca să se dea verdictul da, are în urma vaccinului reacții sau o boală care a apărut sau nu are. Dar nu există deocamdată așa. Știți, comisii. Este un postulat în care se spune că viața omului nu are preț. Însă când ajungem la capitolul administrarea unui preparat, în cazul nostru a vaccinului, da, vaccinul este un lucru bun, el a eradicat un șir de patologii, inclusiv și ciuma și alte tipuri de virusuri de pe glob. În unii țări, totalmente, dacă vorbim chiar de Republica Moldova, noi un șir de patologii le-am eradicat. Noi n-am avut câte 10-15 ani de zile, niciun caz. Da, domnul Cojucar, nu putem să vorbim despre și să punem mâinile la ochi, că nu există... Dacă îmi permiteți, mă expun până în capăt. Însă, acest succes a vaccinului, din păcate, nu ne-a închis ochii asupra acelor consecințe la un număr foarte mic de persoane. Care și noi apare, neglijăm acești sunt lucruri care apar imediat. Cum vorbim noi despre cazuri dat. Dar totodată sunt lucruri care pot apărea într-o generație. Care tot au deci pe termen lung avem și pe termen scurt avem reacții. Din păcate, în Republica Moldova, cu regret, niciodată la acest capitol nu s-a pus un, spunem așa, o atenție mai majoră. Actualmente, spuneți-mi, noi facem vaccin la Briceni, la Călăraș, la Orhei, la Cahul. Spuneți-mi câte noi avem de acolo venite plângeri sau sesizări către minister, că ia că noi de la vaccinul dat am făcut... Nu se ocupă nimic cu acești oameni. Ba mai mult ca atât, sunt ferm convins și pot să răspund de cuvintele care spun eu și la necesitate am să dau și dovezi. Când medicul care administrează acest vaccin spune că, uite, după ce am administrat vaccinul către administrația sa locală, ulterior, cazul dat, acolo și stopează pe loc. Exact. Mai departe, el nu ajunge la minister, măcar la centru raional să ajungă. Nu, nimeni nu vrea probleme. Dar trebuie din momentul să oprim în care, această nu vreau probleme, copiii suferă. Indiscutabil, dar din momentul în care unul din medici, un membru a familiei lui sau chiar un copil al lui suferă de acest, el îndată se caută să fie auzit. Însă deja este târziu, deoarece atâta timp el a ascuns unul în moment, iar ulterior... Și nu poți să evaluezi corect. Ca în basmul cu ciobanul, cu oile și cu lupul. Da, aveți dreptate, domnul Cojucaru. Vreau neapărat să ascultăm și părerea domnului Anatol Melnic, șeful secției supraveghere epidemiologică Agenția Națională pentru Sănătate Publică, pentru că astăzi colegii mei au sunat atât la Ministerul Educației cât și la Ministerul Sănătății ca să obținem părerea acestora vis-a-vis de tema discutată și ambele instituții ne-au convins că domnul Melnic va fi persoana cea mai potrivită care poate să ne răspundă la întrebările noastre. Vă rog frumos video. Calitatea vaccinului în Republica Moldova, în primul rând, se verifică de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică, lansarea vaccinului în țară, cât și preventiv, fiindcă preventiv se primesc toate documentele, toate certificatele pentru lotul care urmează să vie în țară. Și parțial de Agenția Medicamentului la vaccinurile care sunt procurate prin intermediul, vreau să zic, subdiviziunii de achiziții publice centralizate în sănătate. Majoritatea vaccinurilor pentru copii vin în țară prin intermediul UNICEF. Inscripțiile din prospectele medicamentelor, că de către cine sunt monitorizate? Iar întâi monitorizarea dublă, asta e Agenția Națională pentru Sănătate Publică,
și Agenția Medicamentelor și Dispozițiilor Medicale, este sectorul de farmacovigilență și sunt verificate la necesitate, ele sunt, dacă e clar lucru că în unele cazuri vin inscripțiile, instrucțiunile, prospectele doar în limba engleză și zicem franceză, spaniolă și atunci ele se traduc de traducători calificați, verifică cu farmacopeile și se, în cazul dat ele se plasează pe pagina web a agenției, se multiplică, se tipăresc și se dă împreună cu vaccinurile în teritorie. Copiii nevaccinați din mai multe motive, care este soarta lor? Ce se întâmplă cu acești copii? Soarta lor este de ce se vor vaccina mai repede, de atâta nu o să aibă probleme în primul rând de sănătate. Prin vaccinare se procesează să asigură sănătatea. Și nu este altă soartă decât a fi vaccinat și a fi protejat de îmbolnăvire. La noi fiecare caz de reacție adversă pe care s-au adresat părinții și confirmat de un lucrător medical că anume este o reacție adversă, posibil legată cu vaccinul, ea este investigată la nivel teritorial de către o comisie ca de obicei minimum de 3 medici. Este medicul de familie care a acceptat vaccinarea, este medicul epidemiolog și medicul specialist reieșind din manifestări clinice care sunt la pacient. Fiecare caz se investigează. Datele sunt date la nivel național. În caz de reacții adverse mai severe sau cu rezonanță publică care o fac neargumentat de având rezultatele investigării unei canale mass media, atunci se creează comisii speciale de către Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale din specialiști național se duc la fața locului și investigează toate cazurile. Am revenit în studio. Doamna Boghiu, v-am mulțumit răspunsul domnului medic, domnul Melnic, privind faptul că dacă se vor vaccina mai repede nu vor avea probleme și că în teritoriu se formează comisii teritoriale. Copilul dumneavoastră a fost examinat nu de vreo comisie? Nu a fost examinat și în plus de toate medicul de familie spune că uite, nu are nicio legătură vaccinul și cu ceea ce avem noi, de exemplu, acum boala autoimună. Dar prin cuvinte doar asta se spune? Doar prin cuvinte. Deci nu s-a luat investigația? Nu, să ia investigația, se face, că eu invers, vin și vorbesc cu medicul de familie și spun, ar fi bine, chiar dacă se insistă vaccinarea, să se facă anumite investigații la copilul dat. Pentru că noi nu cunoaștem genetic ce a moștenit copilul de la părinții săi, de la bunei, din generațiile trecute. Ca să afle ce urmează, la ce urmează să te aștepți după vaccinul dat, care acția adversă, corect? Corect. Pentru că ce face medicul de familie? Doar ascultă, dacă nu este răcit, nu are vreo viroză și atât, merge înainte la vaccinare. Nu se face nicio comisie. Analiza de sânge, analiza de urină. Analiza de sânge se face și de urină doar dacă sunt medici care propun, dar sunt medici care nu propun această investigație și sunt părinți care insistă să facă. Deja părinții acum sunt mult mai informați. Și doresc pentru copiilor binele și fac aceste investigații din contul propriu, cum am făcut și eu. Pentru mine problema cu care am rămas după vaccin, de exemplu, la 4 ani iarăși am făcut vaccinul difterie, tetanus și pertussisul, tusa, adică convulsivă, plus hepatita B și eu m-am trezit 4 luni cu diabetul zaharat. În 4 luni deja, cu toate că când am nimerit în secția de reanimare la Emilian Coțagă, la spitalul la Emilian Coțagă, domnul dat mi-a spus că știți că care era de gardă, medicul de gardă mi-a spus că diabetul zaharat deja l-aveți de câteva luni. Nu l-aveți acum de o lună. Pentru că când am depistat diabetul zaharat era cam târziu. Medicul de familie că am închemat la domiciliu, am făcut o chemare la domiciliu să vedem care este cauza agravării sănătății copilului meu. Ea mi-a spus că are candidoză copilul meu și mi-a dat tratament cu antibiotice. Auleu. Dar copilul deja avea diabetul zaharat decompensat. Păi ce adică ce se face? Ați efectuat și cum ați demonstrat că ar putea fi reacția post-vaccin și boala foarte cauzată mult de vaccin? Citit, foarte mult am căutat informații pe internet. Din moment ce statul nu ne oferă informația dată, toți părinții practic caută informație pe Google, cum spun unii medici, că se indignează că noi căutăm informația pe Google. Dacă doriți să nu căutăm această informație, oferiți-ne-o. Exact. Spuneți-mi, ia uitați, vă puteți vă așteptați la aceasta la unele momente care nu o să vă placă sau o să rămâneți, de exemplu, cum eu, cu o reacție adversă. Păi, normal,
normal că părinții o să se gândească foarte bine înainte de a face acest pas. Or face câteva investigații, uh-huh, să se asigură pentru ei 100%, nu doar 10%, că copilul lor o să fie total sănătos după aceste vaccinuri. Și în inginer, unde ați mers, din câte știu eu, până la emisiune mi-ați povestit, peste hotare ați făcut o analiză? Am făcut de fapt la o clinică noastră din Orhei, la o clinică privată, nu dau din numele, uh-huh, acestei clinici. Am dat analiza la aluminiu, uh-huh, să vedem care este procentul de aluminiu. Adevărul că este că nu deodată, după, uh-huh, ce am făcut vaccinul, am administrat vaccinul, dar mai târziu, pentru că prea târziu am aflat informația dată cu de la vaccin, sunt reacțiile acestea adverse, cum ar fi diabetul zaharat, autismul, meningită, că am cunoștință care deja acum au peste 30 de ani, dar în copilărie au făcut o meningită, uh-huh, după prima doză de administrare la vaccin și deja părinții îmi povesteau. Mai cunosc cazuri la fel, copilul i s-a administrat vaccinul la vârsta de 2 ani și a făcut diabetul zaharat în câteva zile, de tip 1. Extraordinar. În ce instanțe ați scris dumneavoastră ca să fiți susținută și... Am scris la Ministerul Sănătății, am scris plângeri directorului instituției noastre din Orhei, am scris la fel despre neglijența medicului de familie, adică ceea ce mi s-a întâmplat cazul meu, care l-am avut eu, și mi s-a răspuns că a s-a procedat corect, conform procedurii, tabelul de vaccinare. Al doilea copil din acest motiv nu l-ați vaccinat. Prima, acesta este al doilea copil. Fetița este vaccinată. Și la vârsta de 7 ani. Nu a avut unica reacție care am observat-o pe parcurs deja că este alergică, a devenit alergică. Ceea ce este una din reacțiile adverse post-vaccinale, alergiile. Iată, de exemplu, avem alergie acum și la anumite fructe, uh-huh, și nu consumă. Da, și neapărat, pentru că vreau în această emisiune mai multe păreri și ceea ce vă spuneam la începutul emisiunii, că avem în premier mai multe mămici care ne spun deschis despre ceea ce simt cu copiii lor. Acum să punem pe post și pe ceea ce ne-a povestit o altă mămică, dar ne-a rugat să nu divulgăm numele ei. Мы попали в больницу с диагнозом нефробластома левой почки. Ребенку было 1 год и 7 месяцев. 1 год и 3 месяца мы поставили вакцину РОР плюс полиомиелит, которую мы должны были поставить в год. Кроме этих вакцин, у ребенка есть единственная вакцина, которая ставится в роддоме. Все, остальные вакцины просто я отказалась. Эту вакцину в год мы не хотели ставить. Врач, семейный врач, настаивал из-за того, что пошла эпидемия, как говорили, на Украине, полиомиелита, и лучше ее поставить. Вот это обязательство в том, чтобы ставить эти вакцины, это, я считаю, что не должно быть так. Каждая мать расписывается за последствия вакцин, то есть за последствия, которые ребенок после вакцины получает, не отвечает ни семейный врач, который заставляет, ни какой-либо другой. То есть всю ответственность за себя берет мать. La o vârstă de un an, a fost un copil destul de bunișor, după cum spunea medicul, adică s-a născut cu nota de 9 la naștere. Până la vârsta de un an, vă spun, toate vaccinile care au fost făcute, copilul le trecea foarte greu, adică le avea febră după fiecare vaccin pusă. Medicul îmi explica că e pe normal, că să fie puțină febră. Ok, la vârsta de un an, vaccina care e numită vaccina ROR, am pregătit copilul, cum mi-a spus doamna medic. Înainte de a intra ca să ne facă sora medicală vaccină, medicul ne-a controlat încă o dată, l-a controlat în gătișor, mi-a spus că ok, plecați la vaccină. Copilul s-a administrat vaccină, am ieșit deja de la medic, făcând 10 pași de la centru medical, copilul s-a început a veni sub buză, gurița toată era vânătă, clar că repede m-am întors înapoi, am chemat salvarea din centru medical, mi-au internat în spital, ca să ieșim peste 7 zile cu diagnoză din spital cu bronhopneumonie bilaterală. Păi ok, eu am controlat contul copilul până a face vaccină, cum s-a administrat, dar atunci vaccină. Am ieșit acasă, copilul
era de nerecunoscut pentru un copil de 8 care pronunța silabe, răspundea la cerere, adică spunea papa, vino la mama, venea. S-a transformat într-un copil care îl puneam în mijlocul patului și dacă ieșeam din cameră, îl regăseam peste jumătate de oră tot în aceeași poziție. La fel, iarăși m-am adresat medicului. Nu este normal, copilul nu este așa cum era înainte. Ca peste 2 ani de zile, îți primesc o diagnoză de retard mental sever cu elemente de autism. 2 ani de zile m-am chinuit, adică la vârsta de 4 ani de zile, ca să aflu în final această diagnoză. Poate nu este problema că autismul apare de la vaccină de la ROR, dar această vaccină a declanșat alți factori, alte probleme. Ca în moment copilul are epilepsie. Avem unii epileptici care mai apoi s-au transformat în criză epileptică, la care acum copilul la vârsta de 9, aproape 10 ani, copilul este non-verbal. Da, el merge, dar cu o diagnoză urâtă. Retard mental sever cu elemente de autism și deja epilepsie. După ce ați aflat această diagnoză, unde ați mers? Unde v-ați adresat? Diagnoza nu am aflat în Republica Moldova, din păcate, am aflat în România. Statul vă ajută cu ceva? Dar cei ce primesc pe grad de invaliditate de 1500 și nu sunt angajată ca asistent personal pentru că lucrez la stat și cei ce mă ajută statul doar 1500 de lei și 100 și ceva de lei pe transport. Dar coșul minim care îl cheltuie pe copil e peste 12.000 de lei. Cu al doilea copil, dacă l-ați vaccinat și de ce vă temeți anume de vaccinuri și să vorbiți despre consecințele acestora? Al doilea copil nu este vaccinat. Mă tem să-l vaccinez chiar și la insistența medicului de familie ca să-l vaccinez. Am zis ok, sunt de acord să-l vaccinez. Dar numai în cazul când mă internați, controlează medicul de la zero sănătatea copilului, absolut, toate analizele. Ca mai apoi, vin la dumneavoastră, se semnează pentru vaccină, nu eu, că eu nu am studii medicale, dar medicul care a verificat sănătatea copilului, ca mai apoi să nu ajung în primul caz după vaccină, a doua zi după vaccină cu bronșită bilaterală acută, așa cum am ajuns în primul caz. Pentru că eu nu sunt lucrător medical, nu am studii medicale, dar dacă medicul pune vaccin, în așa caz medicul să-și ia răspundere pentru viața copilului meu și pentru calitatea vaccinilor. Cum a reacționat medicul la condițiile pe care le-ați spus? Nici cum nu a reacționat, mi-a zis că oricum o să trebuiască să le faceți, am zis ok, am să fac, nu o să vă dau să plecați la grădiniță, că mai apoi să nu o să plecați la școală, că nu o să fiți instituționalizați. Revenim în studio. Domnul Dinaricu Jucaru, ce părere aveți la aceste două reacții ale mămicilor și ceea ce, prin ce au trecut? Vaccinul, cum a spus și domnul Melnic, rezolvă tot? Nu veți mai avea probleme după ce vă vaccinați sau nu? Este deja un mit. Vaccinul poate și rezolvă patologia împotriva la care el e pus, dar nu înseamnă că el nu declanșează niște patologii concomitente sau similare, cum avem cazurile deja expuse. Putem spune că este un mit că rezolvă tot, cum dumneavoastră, va fi totul bine. Va fi totul bine cu boala dată, dar nu va fi bine cu altă patologie. Dacă să vorbim la direct de vaccin, nu este vaccinul cel care, spunem, la direct induce diferite patologii concomitente. Însă el este acela care pune capacul la ceilalți factori și o induce. Iarăși, dacă vorbim despre problema care a spus-o dumneiei că ulterior copilul, dacă nu e vaccinat, era obligat, nu se va putea duce în instituții de învățământ, nu este o problemă. Lasă nu se ducă în instituția de învățământ. Dar ce propune atunci statul ca alternativă? Corect, ministerul trebuie să gătească o alternativă. Noi avem pentru acel analiza statistică a celor copii care nu au fost anul acesta instituționalizați. Ce peste 3.000 de copii nu s-au dus, dintre care știu la direct mama, dată care a vorbit acum la televizor, nici copilul ei n-a fost. Și atunci noi suntem puși în situația să, mămicile, să mergem la privat, să dăm copiii noștri în grădinițe sau în școli private. Că da, ei parcă nu sunt atât de împotriva. Nu că nu este împotriva.
împotrivă, ei pur și simplu o să falsifice, ei tot o să spui. Sau, se plătește, mi s-a spus clar, riscul că în caz de apariție unei patologii, ei se vor clarifica cu toate instanțele de verificare. Însă, iarăși, aici este contradictor Ministerul Sănătății cu Ministerul Învățământului. Deci trebuie să se așeze la masă Ministerul Educației cu Ministerul Sănătății, să formeze comisii și să discutăm deschis despre acești copii, despre aceste situații. Pentru asta și este un singur guvern, dar nu e Guvernul Învățământului și Guvernul Sănătății, dar este un singur guvern care pune ulterior miniștri, ca ei să discute, să fie o conlucrare, ca societatea să poată avea un stat sănătos, un stat deștept, ca ulterior el să-i aducă îndurate rentabilitate. Rentabilitate atât pe plan de muncă fizic, cât și intelectuală. Actualmente, noi ce auzim, eu simplu spun, actualmente ei spun că medicina nu este rentabilă, învățământul nu este rentabil. Nici într-o țară a lumii medicina finanțată de stat nu este rentabilă la moment. Ea este rentabilă în durată de timp. Dumneavoastră, doamnă Boghiu, sunteți gata ca să fiți analizată de către o comisie să vadă din care motive ați avut diabetul zahăr? Chiar sunt foarte curioasă să știu rezultatele acestei comisii. Aș dori să știu. Eu vă promit că nu este unica emisiune. Vom discuta periodic, vă voi invita în platou aici la Accent TV și vom pune în discuție și îndemn toate mămicile care au oarecare reacții după vaccinuri să nu le fie teamă și să vorbim. Doar așa putem să rezolvăm o problemă mare, această frică față de vaccin. Să o depășim și să trecem într-o altă albie în care se discută productiv și calitativ, este bine sau nu este bine un vaccin față de un copil sau altul. Eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră, vă doresc sănătate copiilor și telespectatorilor noștri. Le spun că vă așteptăm fiecare zi de marți la ora 19 să discutăm noi despre noi. La revedere!